ziua și bine ați venit la penitenciarul Giurgiu. Sunteți aici în calitate de candidați sau viitor candidați. Este momentul la care vă înscrieți pentru unul din posturile scoase la concurs, din sursă externă. La penitenciarul Giurgiu au început să apară solicitări de ocupare a posturilor vacante, primii candidați din surse externe, adică veniți din afara instituției, solicitând completarea cererilor de participare la concursul pentru ocuparea celor 33 de posturi din sectoarele operativ și medical. Două locuri din cele 33 sunt rezervate psihologilor de care are nevoie penitenciarul. Posturile scoase la concurs sunt în sectorul operativ, 24 de agenți bărbați, 4 posturi de agent femeie, 2 posturi de asistent medical medicină generală, 1 post de asistent medical stomatologie și 2 posturi de psiholog. Ca psiholog și ofițer, una dintre solicitantele unui astfel de post și-a motivat dorința de a lucra în penitenciarul de la Giurgiu. Ce vă doriți la această meserie? Să mă dezvolte cât mai mult din punctul ăsta de vedere și consider că penitenciarul e un loc unde un psiholog poate căpăta foarte multă experiență diversă și stufoasă. Speranța viitorilor candidați de a ajunge să lucreze acolo unde își doresc este benefică pentru actualii angajați, pentru că, așa cum afirmau componenții biroului de resurse umane, la Giurgiu se cere de grabă suplimentarea locurilor din penitenciar. Era necesar, stringent necesar ca aceste posturi să fie scoase la concurs, pentru că deficitul din penitenciarul Giurgiu este unul alarmant. Conduce la concedii neacordate și conduce la un număr de ore suplimentare lucrate de personalul unității. Cererile prin care se solicită participarea la concursul pentru ocuparea celor 33 de posturi libere se pot depune până la data de 12 aprilie ora 15, apoi urmând să se desfășoare pe rând fazele concursului, pentru care testarea psihologică și cea sportivă reprezintă probe eliminatorii.